spune că omul sfințește locul, iar comuna Ostroveni reprezintă o dovadă în acest sens. În urmă cu mai mulți ani, localitatea părea încremenită în timp. Cu ambiție și tenacitate, primarul Gheorghe Oprescu a învățat limbajul european și a realizat proiect după proiect, de la modernizarea drumurilor la alimentarea cu apă, de la reabilitarea școlilor la modernizarea căminului cultural. În satul Ișteava se construiește un centru multifuncțional care va cuprinde cabinete medicale și un centru social destinat romilor, proiect finanțat din Fondul Român de Dezvoltare Socială prin programul de intervenții prioritare destinat comunității rome. De asemenea, prioritar este proiectul integrat care vizează asfaltarea drumurilor, modernizarea căminului cultural și dotarea serviciului public cu utilaje. Sunt primarul comunei Ostroveni, mă numesc Oprescu Gheorghe, sunt primar din 1996, de profesie inginer agronom. Comuna Ostroveni e formată din două sate, satul Ostroveni, satul Ișteava, cu o populație de 5.800 de locuitori. În ultimul timp s-au derulat proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii în Comuna Ostroveni. Am în vedere proiectul prin Banca Mondială de modernizare a drumurilor de pământ în drumul petrolite și bituminate, modernizarea dispensarului medical, modernizarea școlii cu clasele 1-8 Ostroveni. Am realizat la nivelul de comunei 4 poduri care traversează Jiețul, întreținerea drumurilor comunale prin pietruire, deci vedeți că s-au realizat multe obiective la nivel de comună. Pentru viitor avem proiect pentru introducerea apei în comună, sistem centralizat, care în aceste zile sunt licitația, în valoare de 49 de miliarde lei vechi, cu o lungime de 12 km, numai alimentare. De asemenea, avem un proiect pe măsura 3.2.2, privind asfaltarea drumurilor, cele care sunt pietruite, reabilitarea căminului cultural și dotarea serviciului de public cu utilaje de dezepezit. Despre proiectul din Ișteava. Da, în aceste momente derulăm un proiect în comunitatea de romi, prin Agenția Națională a Romilor, Fondul Român de Dezvoltare Socială, în valoare de 120.000 de euro. Avem în vedere două componente. Una din componentele de dezvoltare infrastructurii, pietruirea drumurilor din cartierul de romi, partea a doua, amenajarea cabinete medicale și partea socială, un cabinet social. Modernizarea bazei sportive și inaugurarea clubului sportiv Recolta Ostroveni sunt evenimente importante în viața comunității. Modernizarea cabinelor pentru jucători, a clubului, stadionul, tribună, un teren sintetic pentru tineret. O parte deja s-a derulat din investiție, urmează în partea a doua să primim bani să continuăm. Să mai spunem că avem și un proiect de împădurire prin Ministerul Agriculturii, în valoare de o suprafață de 178 de hectare cu salcâm pe solul nisipoase din partea de sărit a satului. Probabil că în toamnă va începe și acest proiect. Proiectul de modernizare a bazei sportive este în derulare și presupune o investiție de peste 8 miliarde de lei vechi. Lucrurile au fost demarate și la sistemul de alimentare cu apă. În legătură cu proiectele pe anul 2009, aș putea să vă spun că avem câteva proiecte mari. Unul este vorba despre alimentarea cu apă în comună, care este strict necesar pentru că zona noastră, aproape toate fântânile sunt cu nitriți. Deocamdată pe străzile principale și după aceea urmează și pe străzile adiacente. Al doilea proiect mare este, care deja este în derulare, este vorba de o sală de sport care deja este terminată, cred că ați văzut-o mai devreme, și urmează în continuare cu stadionul, cu modernizarea stadionului, cu piste de atletism, tot cu cofinanțare locală și cu parte dintr-un program cu Consiliul Județean. În această vară a fost inaugurat serviciul public de evidență a persoanelor, inițiativă ce vine în sprijinul cetățenilor comunei. Una dintre realizările de la nivelul comunei Ostroveni este înființarea serviciului public de evidență a persoanei. Funcționează începând cu 15 iunie 2009. În cadrul acestui serviciu își desfășoară activitatea un număr de 3 funcționari publici bine pregătiți. Au fost pregătiți pe parcursul a aproximativ un an jumate la diverse cursuri de perfecționare, Direcția Generală de Evidență a Persoanei, în mai multe locații, special pentru a se perfecționa.
În cadrul acestui serviciu, momentan se emit doar acte de identitate, urmând în decursul a 2-3 luni să fie emise și pașapoarte. În cadrul acestui serviciu mai avem două compartimente, stare civilă și evidența persoanei cu ghișeu unic. Pentru transcrieri, pentru înscrieri în acte de stare civilă, pentru diverse activități pe linie de stare civilă, este un funcționar public foarte bine pregătit, care se va ocupa în permanență de cererile cetățenilor și de soluționarea acestora. În domeniul agricol, noi, la nivelul Comunei Ostroveni, încercăm să aducem în comună cât mai mulți investitori. Îi putem ajuta împreună cu Consiliul Local. Bineînțeles, toate hotărârile sunt luate împreună cu Consiliul Local prin proiecte de hotărâri pe care noi le înaintăm acestui Consiliu. Putem ajuta prin înleznirea obținerii autorizațiilor. Noi suntem deschiși la nivelul primăriei, deoarece este un beneficiu pentru comună, aducerea investitorilor înseamnă și crearea de noi locuri de muncă, ceea ce este în beneficiul nostru al tuturor. Edilii din Ostroveni au un plan și realizarea unei investiții de peste 10 miliarde de lei vechi pentru un adevărat paradis, o grădină publică ce se va întinde pe o suprafață de 5 hectare. Pe de altă parte, forța de muncă îmbătrânită conduce implicit la sporirea suprafețelor de teren rămase nemuncite. Administrația locală își dorește să atragă potențial investitori în agricultură. Suprafața de teren agricol a Comunei Ostroveni este de 5.942 de hectare, care se compune din 4.701 hectare teren arabil, 426 hectare de vie și 815 hectare izlas comunal. Desfășurată pe culturi, în momentul de față putem să spunem că avem 1.497 de hectare de grâu însămânțat, care deja s-a recoltat, mai puțin 150 de hectare. Avem 3.000 de kilograme de grâu obținut pe hectar. În condițiile anului 2009, cred că este destul de bine, având în vedere condițiile climatice care au fost și modul cum a ieșit grâu din iarnă, mai puțin înfrățit, dar cu ajutorul îngrășămintelor chimice aplicate de oameni, totuși producția consider eu că a fost destul de bună. O cultură prioritară este și porumbul, cu o suprafață mai mare. Celelalte sunt cu o suprafață mai mică, legumele, pepenii, dar în momentul de față zicem că toate stau bine din punct de vedere tehnologic, pentru că, uite, ne-a ajutat și Dumnezeu și a plouat. Sperăm să fie bine din toate punctele de vedere. În afară de faptul că forța de muncă este îmbătrânită, așteptăm investitori străini pentru o suprafață de 900 de hectare care este pe o rezărie, nu mai este o rezărie, sunt cultivate culturile de grâu, porumb, lucernă, mai este și teren necultivat și ăsta e motivul pentru care am dorit să vină investitori să arendeze terenul sau chiar o parte dintre oameni vor chiar să-l vândă, pentru că nu mai pot să facă față nici cu munca și nici cu cheltuielile. Și deci pe această suprafață chiar am dorit să vină investitorii, chiar îi așteptăm ca să putem să rezolvăm situația mai bine. Că din an în an teren rămâne mult necultivat la nivelul comunei.